Pornită. Da, deci continuăm, Mariuca, și spuneam că am întâlnit un simbol nou, simbolul acesta de incluziune, da? Care se stabilește între două mulțimi. De simbolul de incluziune, între două mulțimi. O mulțime este inclus în alta și mi-amintesc. Mă gândeam, zic unde am rămas noi și... Sigur, ți-am amintit și tu la fel, că cele două simboluri sunt acesta de aici, care înseamnă aparține, da? Eu. Și celălalt care înseamnă incluziune, deci aparține. Este acesta și incluziune este acesta. Ei, acesta de incluziune, simbolul acesta, se folosește pentru a arăta legătura dintre două mulțimi, da? Pentru a indica legătura dintre două mulțimi, iar celălalt între element și mulțime. Deci, ai spui așa, între două mulțimi, legătura dintre două mulțimi. Da, legătura între două mulțimi și celălalt simbol, legătura. Deci un alt simbol nou care am învățat lecția trecută a fost și Z-ul. Da, deși noțiunea de numere întregi, da? Da. Am introdus și noțiunea de numere întregi, dar ne-am lovit de simbolul ăsta de incluziune pentru că am sesizat că încorporat în mulțimea numerelor naturale se află toată mulțimea. Și cum să spunem noi într-un limbaj matematic, cum să spunem că mulțimea numerelor naturale se află toată, dar toată se află în Z. Și am folosit simbolul incluziune. N inclus în Z. Deci toate numerele sunt în Z. Și cele deci negative. Toate numerele naturale, dar toate, nu rămâne niciunul în afară. Dar poți să zic la alea cu minus negative? Deci, practic, s-au adăugat și cele negative. Cum să le numim pe alea negativele? A. Nu le spunem că nu, sunt... Nu, că ziceam alea cu minus, dacă putem să le zicem negative. Cum să le zicem? Le zicem așa, uite. Putem adopta și pentru acestea un mod de scriere. Le notăm așa. Z cu plus înseamnă chiar numele naturale, toate mulțimea numele naturale. Deci Z cu plus înseamnă toate numerele naturale, iar Z cu minus, uite așa, o să stabilim, Z cu minus înseamnă numerele din Z, dar cele cu minus, toate cu minus. Adică ar însemna așa, dacă ar vrea să scriem componența, cine intră în Z cu minus, intră de la minus infinit puncte, că nu știu de unde să fiu, n-am... Minus 3, minus 2, minus 1. Și face cu 0. Pe 0 mai punem în numere negative. Dar 0 e... Da, e natural. 0 e natural, l-am pus acolo. În mod normal, ar mai trebuie să-l punem și pe 0 aici, nu? Dacă să știi că 0 poate fi socotit și cu minus și cu plus, că el nu influențează deloc. Da? Deci am putea să-l gândim și ca un număr negativ, dacă vrem să-l supunem, dar din clipa în care l-am pus într-o mulțime, nu-l mai punem dincolo. Este clar un lucru, că s-a stabilit prin N așa toate numerele de la 0. Iar dacă spun N steluță,
Dacă îi pun lui N steluță aici, înseamnă că îi fără 0. La fel Z cu steluță e fără 0. Deci, haideți să stabilim că la Z negativ ne oprim la minus 1. Deci, la Z negativ înseamnă vinem de la minus infinit, minus tot ce e cu roșu aici desenat. Dar mie tot timpul mi s-a părut ciudat că noi știm la... Bine, nu știu de ce mi s-a părut ciudat. Dar noi știm care e ultimul număr natural, dar nu știm care e ultimul număr natural. Deci nu știu, dar nu știm nici pe ultimul număr natural. Pe ultimul număr negativ. Nu, zic astea cu plus. La cele cu plus, primul număr natural la cele cu plus îl știm. Zero. Dar ultimul număr natural nu-l știm. La oricât de mare ne-am oprit noi, tot mai este unul după el. Da? Deci totdeauna este unul după el. Și simbolul prin care spunem că nu avem niciun număr la care să ne referim concret este simbolul infinit. Deci infinitul spune că e vorba de un număr la care nu ne putem gândi, nu ne putem atinge niciodată, nu-l putem găsi. Nu există, așa cum spune, uite, 4. 4 înseamnă 4 liniuți. Dar simbolul infinit înseamnă ceva de neatins. La fel și minus infinit de partea asta. Deci noutatea este că am descoperit o nouă mulțime. Mulțimea numerelor întregi este cea naturală la care se adaugă și celelalte toate cu minus. De acum știm despre numerele negative că le avem în partea stângă. Începem să ne gândim să umplem și partea stângă a lui zero. Că noi am lucrat mai partea dreaptă. Știi, am lucrat aici numai cu numerele pozitive. 0, 1, 2, 3 numere naturale. Până am lucrat cu Q. Dar prin Q am luat toate fracțiile numai pozitive. Bună, are 1 pe 2. Unde ar fi 1 pe 2, Măriuca? Între cine? Unde ar fi situat 1 pe 2? Ca un fel de 1 împărțit la 2. Corect, chiar deci, asta este. Cam adică întregul 0 și 1. Între 0 și 1 chiar la mijloc. Deci chiar la mijloc este aici 1 pe 2. Segment are mijloc. Da, segmentul are mijloc, categoric. Deci aici ar fi 1 pe 2. Dar minus 1 pe 2, unde ar fi? Minus 1 pe 2 între jumătate lui minus 1 și 0? Corect, corect. De acum exact așa merge într-o simetrie perfectă. Deci aici ar fi minus 1 pe 2. Și la orice punct, dacă vrei, din partea asta, găsim unul în partea cealaltă. 0 fiind mijlocul tot timpul. 1 pe 4. Ce înseamnă 1 pe 4? 1 pe 4 înseamnă 1 părțit la 4, adică tot între 0 și 1. Tot între 0 și 1. Deci eu împărțim tot segmentul acesta între 0 și 1 în 4 și luăm o singură bucată. Da. Adică jumătatea jumătății ar fi. Deci aici este 1 pe 4. Iată că îl reprezentăm acum 1 pe 4. Și minus 1 pe 4 unde ar fi? Minus 1 pe 4 tot undeva între 0 și minus 1. Între 0 și minus 1 sau mai precis între 0 și minus 1 pe 2. A. Nu? Chiar între 0 și minus 1 pe 2. Deci minus 1 pe 4 îl vedem între 0 și 1 pe 4 am văzut între 0 și 1 pe 2, minus 1 pe 4.
între, exact între minus 1 pe 2 și 0 dat în două segmentul acela micuț. Și așa mai departe. Deci toate numerele care le vedem în partea dreaptă se vor găsi cu minus în partea stângă. Una ar fi 2,5 până îl găsim pe 2,5. Pe 2,5 în mijlocul lui 3 și 2 sau 2 și 3? E 2 și jumătate. Da. Deci, adică în jumătatea, nu? Exact la jumătate între 2 și 3 e 2,5. 2,5 asta înseamnă dacă aș împărți pe cine la cât să-l împart ca să-mi dea 2,5. Nu? Pe 2,5 îl pot vedea și ca o fracție. 2,5 egal, hai să facem chiar așa. Cu cine să fie 2,5? Ca să mutăm virgula la dreapta, trebuie să mulțim cu un 10. Da? Mulțim și împărțim cu 10. Înseamnă, deci 2,5 îl pot să zic 25 supra 10. Deci fostul 2,5 înseamnă 25 supra 10. Că dacă m-am dus cu... Cum se împarte un număr 25 împărțit la 10? Se pune virgula, care acum e la sfârșit, la mijloc. Adică peste o cifră. Și acum simplificăm pe 25 pe 10, că merge simplificarea prin cât? Merge prin 5. 25 împărțit se face 5, împărțit la 5 face 5, 5 pe 2. Deci ori 2,5, ori 5 pe 2. E unul și același lucru. Deci între 2 și 5, între 2 și 3, la mijloc, se află 5 pe 2. Care îmi dă ca valoare 2,5 și mult mai ușor de reprezentat. Vezi că sub formă decimale parcă îmi vine mai ușor să reprezint. Da. Unde ar fi reprezentat 4,25? Deci 4,25, unde îl vezi tu plasat? În mijlocul... Asta e 4,25. Ar fi 4 sub... Sau... Așa, zi. 425 supra? 425 supra 100. Supra 100. Și dacă vrei să simplificăm? Nu, dacă vrei să simplificăm, prin cât merge? Trebuie să simplificăm. Prin 5. Prin 5. Și cât faci? 85. Deci face 85 supra? Supra 100. Supra 20. Cu 100 da. Împărțit la 10 împărțit la 5 face 2 și pune 0. Deci 20. Mai se simplifică? Da, prin 5. Iar prin 5. Cât face? Iarăși. 17. 17 supra? 17 supra 4. Exact. Deci, dacă eu spuneam, vreau să-mi reprezinți pe 17 pe 4.
17 pe 4 ți vine mai greu să le prezinți. Adică trebuie să împarți neapărat. Da. Împarți, faci împărțirea efectiv și știi cât îți dă? Ia să văd cât îți dă dacă faci împărțirea lui 17 și la 4. Te cam frică să știu, doamna. Deci 17 împărțit la 4. Împărțit la 4. Egal cu? 4 ori. 16. Da. Punem 0, virgulă. 0. Da. De 2 ori. Punem 8. 2, 0. 4,25. Este exact asta de aici. Uh-huh. Deci vezi? 4,25. Te-am lăsat ca să te convingi. 17 împărțit la 4 fac 4,25. Și noi ne vine mult mai ușor pe 4,25 să reprezentăm. Când înseamnă așa 4 dincolo de 4. Adică e 4 plus, hai să scriem așa, 4 plus 0,25. Deci chiar așa, uite că asta e o tehnică mai interesantă. Deci scriem așa, 4,25 este egal cu 4 plus 0,25. Și acum ți este telefonat, că e dincolo de 4. Nu? E dincolo de 4 și ceva. Da. Care face egal mai departe cu 4 plus, în loc de 0,25, să zicem, cât? 25 supra cât? 5. Supra 100, nu? Repede. Da? 25 supra 100. Simplificăm chiar prin 25, că se vede, merge repede. Că de 4 ori, că de 25, face 100 de jos. Deci 25 împărțit. Deci vine 4 plus. 25 împărțit la 25, cât face? 25 împărțit la 25, 1. 1 supra? Unu supra 4. Deci, Mărica, știi ce înseamnă? Deci 4,25 este dincolo de 4 și mai mergem o pătrimi. Adică spațiul dintre 4 și 5 îl împărțim în câte? Spațiul ăsta dintre 4 și 5 îl împărțim în 4 bucăți. În 4 bucăți. Și noi mai luăm doar o singură pătrimi. Deci spațiul tot dintre 4 și 5 îl împărțim în 4 și noi luăm o pătrime. Și iată cum am găsit exact pe 4,25. Deci în clipa asta am găsit pe 4,25. Ne-a venit mult mai ușor să facem reprezentarea așa decât și din exprimarea 4,25 ne dăm seama că 4,25 înseamnă 4 și încă ceva. Tot spațiul acela de la 4 la 5 trebuia să-l împărțim, știi, în câte părți? În 100. Uite, că zice 100 și luăm 25. Deci trebuia să împărțim într-o 100 și mi-e greu să-l împart într-o 100. Foarte greu. Nici n-aveam cum să mă reprezint. Dar așa am scris 25 pe 100, care înseamnă o pătrimi și mult mai ușor să văd o pătrimi. Dacă făceai linia sau segmentul cu tabla. Așa, unitate de măsură. Unitate de măsură să iau cu tabla. Acolo, să zicem, mă împărțeam într-o 100. Și chiar mi-ar fi venit foarte greu. În concluzie, ai înțeles foarte bine că reprezentarea sub formă fracționară
îți oferă o șansă de plasare mai ușoară. Da? După ce l-am scris pe 4 plus partea fracționară, adică să văd cât mă duc încolo, transform partea fracționară, cum a fost la noi 0,25, în fracție și a fost 1 pe 4 și mi-a venit ușor. Dar cât, unde va fi situat minus 4,25? Unde va fi minus 4,25? Undeva, de fapt, în mijlocul lui minus 5 și minus 4. Pe acolo te îl vezi, că e minus 4 și ceva. Deci pe aici pe undeva. Da. Foarte bine l-ai văzut. Dar mă interesează... Nu. E chiar mijloc? Nu cred. Cum a fost 4,25? Uite-l. A fost... Mai aproape de 4, nu? Da. Poți să mă gândesc că segmentul este 100% și... Așa, unde e 4, parcă ar fi 100 de bucățele și luăm din el 25, o pătrimi. Da. Exact așa, atunci împărțim spațiul acesta dintre minus 4 și minus 5 în 4 bucăți, nu? Tot exact cum am făcut și acolo. Mai întâi în jumate și prin jumatea, fiecare jumate. Și iată cum am găsit repede numărul minus 4,25. Minus 4,25. Da? Minus 4,25. Acesta este numărul situat undeva între minus 5 și minus 4, mai aproape de minus 4. Da? Mai aproape de minus 4. Hai că e interesantă chestia asta. Ce vreau să spun că noi am notat cu Q. Ce am zis noi că este Q? Ia să vedem, să ne amintim. Îți mai amintești? Ce am notat cu Q? Cine era Q? Era toate fracțiile. Toate fracțiile, așa. Deci Q... Dar mai era și altceva, nu? Q mai era și altceva, sau visez eu? Da, ai dreptate. Mai era și altceva, o să discutăm de și altceva. Mi-a zis de asta. Da, deci numere de cele care... Nu sunt fracții, mai e și cu altceva. Exact. Mai sunt în afară de fracții, mai sunt și alte numeri, că spuneam parcă la momentul când am discutat că dacă am pune toate fracțiile tot și am avea un sistem de plasare foarte riguros, tot ar rămâne un gol. Între două fracții cele mai apropiate, rămâne un gol. Și o să discutăm acum să vezi cât de interesant. Acum, prin Q, noi am zis așa, Q este egal, cum să nu mi-am mulțime asta Q? Toate fracțiile la un loc, dar se purta un nume. Fracție ordinară? Deci fracțiile erau în două variante, numere decimale și numere și fracții ordinare. Dar cum a fost acolo? Minus 4,25 este număr decimal și dacă scrim sub formă de fracții, este fracție ordinară. Raționale, parcă se numeau. Q? Știam ceva cu R, dar... Așa. Hai să scrim acum. Q egal cu, dedesubt, numere raționale. Raționale. Dar tu faci linia aia și peste? Și peste O? Adică... Că eu știam că doar să pun la sfârșit. Ce anume? Aici? Da. Asta așa? O fac un pic așa, ca o fundiță la Q. Ok. Da? Aia școală cumva, deci, da, bine. Q-ul ăsta este format din toate fracțiile M pe N, unde înainte, ce spuneam, că M și N sunt numere... Cum era? Număr rațional? Așa, numele raționale. Așa se numesc. Raționale.
mulțimea numerelor. Scrie mulțimea numerelor raționale, că așa tot a scris, da? Mulțimea numerelor naturale, mulțimea numerelor întregi și acum mulțimea numerelor raționale. Ok. Deci mulțimea numerelor raționale. Toate fracțiile, m pe n, 3 pe 4, 7 pe 5, toate 279 pe 495. Tot numere, noi le luăm mici când ne place așa, ca să putem opera, dar poți fi la numărător un număr foarte, foarte, foarte mare, la numitor la fel, foarte, foarte mare. Numai că acum putem să luăm m și n, nu numai pozitive, să fie și negative. Extindem acum. Ăsta e momentul care nu ne mai gândim numai la astea de aici. Ne gândim și la cele care sunt în partea stângă. Și deci eu să spunem m și n, sunt numere întregi. Deci extindem. Înainte erau m și n numere naturale. Acum zicem m și n sunt numere întregi cu posibilitate, cu precizarea că ăsta de jos e o chestie foarte importantă. Cine n-are voie să fie cât ăsta de jos? N-are voie să fie 0. Zero, așa. N diferit de zero. Trebuie să spunem neapărat. Ori de câte ori vedem o fracție, ori de câte ori vedem o fracție, spunem repede. Diferit de zero. N-are voie. Că altfel lăsăm o slăbiciune. Dacă știi astea, deja ar trebui să știi că nu poate să fie zero. Așa. Ori de câte ori ai scris fracții, dar și precizăm. N diferit de zero. Bine. Deci, care e noutatea? Până acum am avut numai Q în care M și N erau numări naturale în partea asta. Acum extindem, M și N pot să fie și pozitive și negative. De M și N pot să fie și pozitive și negative. Și în momentul de față, când e unul dacă așa... Dacă erau doar pozitive, puneam Z-ul cu plus. Așa. Deci, ca să ne păstrăm în limbajul dinainte, puneam Z plus și ar fi fost, înseamnă Q plus. Da, puteam să fie zic și Q plus. Noi am folosit până acum, cred că Q, dar a fost o brăznișie la noi, în partea noastră. De ce? Pentru că ziceam mușină naturale. Noi ne refeream la Q plus, de fapt. Trebuia să fim atenți, să spunem Q plus. Dar tu nu înțelegeai ce înseamnă Q minus. Că există și fracții negative. Și atunci am lăsat-o așa. Acum am înțeles că noi în toată perioada de până acum am vorbit de toate, doar numai fracții pozitive. N-am vorbit și de fracții negative. Că există și fracții negative toată partea asta. Cum în partea pozitivă este și partea negativă. Acum se justifică Q fără să mai spun plus sau minus. Și când am zis mă și n din Z, e clar. Dacă zic Z plus, m-am dus la Q plus. Dacă zic Z minus, m-am dus la Q minus. Știi? Depinde de cum le văd pe M și pe N. Măi, Măriuca, dar acum s-a evit o situație, mă. Păi pot să fie un M, ambele negative, cât o faci ăla? Dacă ambele sunt negative, dacă una e negativă, alta e pozitivă. Fantastic. Trebuie să știm să... Deci am intrat într-o problemă foarte grea acum. Egal cu zero? Sau mulțime vidă? Nu știu ce să facem, dar oricum trebuie să încercăm să ne spune chiar așa, stop, pune acolo stop. A apărut o problemă. Scrie exact așa. Ok. Deci, deci, stop, a apărut o problemă. Trebuie să vedem operații cu semnele la algebră. Cum facem cu plusul și cu minusul ăsta? Dar eu nu știu algebra. Păi nu. Nu, dar noi nici nu vrem să spunem că facem algebră. Vrem să ieșim din situație. Vrem să descoperim. Deci împreună suntem puși în situația că n-am avut ce face. Ne-am gândit să ne ducem la numerele negative, dar acum trebuie să învățăm să operăm cu ele. Când unul e de acolo și unul e de acolo. Unul e negativ, amândouă sunt negativi. Deci
Avem patru situații. A, cu pozitivele știm. Ne învăț, știi și Mihai. Când am două sunt pozitive, știi să le aduni, știi să le să scadă, știi să fac. Dar când unul e așa și unul e așa, na, asta e problema. Da, că mi-a zis tatăl dată, l-am uitat. Păi da, el are, are treaba acolo, nu le răspunde. Trebuie să ne descurcăm noi. Nu crezi? Ba da. Poate că o să mi-aduc aminte? Păi da, ar fi foarte tare. Foarte tare. Dar știi ce? Hai să ne închipuim că nu știm amândoi. Și eu am uitat, că am îmbătrânit, am uitat, am mai lucrat de mult. Vrei să încercăm să descoperim amândoi? Hai să descoperim amândoi. Nu se știe dacă nu. S-ar putea să avem noroc. Că tu acum ce vrei să faci? Tu vrei să faci efortul să-ți aduci aminte ce ți-o dă stati, nu? Da. A. Nu-i tata acasă, nu-i nimeni. Și nu vreau. Eu nu vreau. Mi-am adus aminte. Cred că mi-am adus aminte. Cel mai mare e cel care... Să dau un exemplu. Dă-mi. 7 plus minus 5. Cum egal? 7? 7, încă o dată. 7 plus minus 5. Așa, 7 plus minus 5, da. Și cel mai mare e cel care câștigă, deci egal cu 2. Da, e o chestie interesant. Dacă era, de exemplu, minus 7 plus 5, egal cu minus 2. Ai, foarte tare, dar să vedeți să mă convin și pe mine, că nu știu de ce. Ți-a amintit? Dar dacă ți-a amintit ceva și nu e chiar în ordine, dacă e ceva greșit, dacă e... Deci, pare foarte interesant, dar mai ia și situația. Mi-ai luat aici un negativ și unul pozitiv. Ia altă. Am două negative, poftim. Nu înțeleg de ce am zis plus. Acum, iarăși. Rudi, la exemplu, al doilea nu știi de ce zis minus 2. Nu, e bine, cred. E bine minus 2, da? Așa cred. Bun. Dacă nu vrei e faci... ceva apropiat de asta. Da, am înțeles. Dar vrei să faci un pic de, să facem un pic de ordine? Da. Să descoperim noi, că dacă descoperim noi, rămâne toată viața ne rămâne în minte. Dacă găsim vreo șmecherie prin care să le știm și prin somn, vine și te trezești și cineva spune, Măriuca, știu semnele, tu așa răspuns, știu semnele. Să vezi ce fain este. Să luăm cazul cum vrei, unul așa și unul așa? Da. Eu am să-l iau de același fel la început. Dar să începem ce operație vrei să facem? Adunarea. Hai să zicem așa, adunarea. Într-o adunare. Și primul caz să fie la fel. La fel sunt. Adică sunt amândouă ori negative, ori pozitive. Când sunt pozitive, amândouă te descurci. Știi bine că e 3 plus 2 ca până acum. 3 plus 2, nu-i mai pui. Când nu-i pui în față plusul, se subînțelege că e plus. Da? Deci 3 plus 2 egal cu 5. Alte cuvinte, dacă vrei să facem un pic de abuz, plus 3 plus 2 egal cu 5. Asta știi și Mihai și zice, nu-l mai încurcăm, că nici, n-a nicio rost, 3 plus 2. Că sunt numai pozitiv, la fel. Am două pozitive. Dar dacă să am două negative, Măriuca, aici e povestea. Deci, minus 3 și minus 2. Cât crezi că faci? Uite cum faci. Minus 3. Minus 1? Nu, uite. Minus 3 până aici.
și mai pui minus 2, că numai în partea asta operăm. Deci la minus 3 mai pui minus încă 2, dar în partea asta, că am două negative. Așa. Cât, unde ai ajuns? Minus 3 și mai pui încă 2, ai ajuns la? Minus 5. Minus 5. Da? Okay. Deci minus 3 minus 2 egal cu minus 5. Deci la minus e plus. Deci când sunt la fel, se lucrează în partea stângă, parcă ar fi amândouă pozitive, 3 cu 2 fac 5 și pui minusul, că ești cu amândouă. Altfel spus, minus 3 reprezintă o datorie de 3 lei, să zic așa, și minus 2 altă datorie de 2 lei. Și te interesează care e datoria totală? Păi datoria e de 5 lei. Revin imediat. Da, te rog. Trebuie să fac ceva rapid. Da. Am revenit. Gata. Deci, pentru adunare avem o situație când sunt la fel. Deci pentru adunare sunt la fel. Adică ce înseamnă că sunt la fel? Sunt la fel, ce înseamnă? Adică ambele sunt ori pozitive, ori negative. Și care e tehnica? Când sunt amândouă, ori pozitive, ori negative, sunt la fel. Ce facem? Le adunăm și punem semnul lor. Dacă sunt cu plus, plus, dacă sunt cu minus, minus. Deci când sunt la fel... Deci e cam opus la astea negative, e opus. Cam așa, așa. Exact, este situația opusă. Când noi, dar uite-te că chiar așa vine. Lucrăm pe opus, pe partea opusă, a dreptei. Da. Cum am lucrat pe partea dreaptă, nu? Cum am știut de la clasa 0, a 1, a 2, cum am învățat până acum, acum lucrăm pe partea stângă. Și e opusă partea stângă. Ca semidreaptă. Adică 0 împarte în două bucăți. La dreapta și la stânga. Și cum s-a lucrat la dreapta, s-a lucrat la stânga. Deci când sunt la fel, la fel. Deci dacă sunt la fel, le adunăm și dăm semnul comun. La minus 3 și minus 2.